Ana Ciubică, îți mulțumim. Banii pe care șeful Consiliului Județean Prahova i-ar fi încasat drept mită au fost rapid cheltuiți de acesta. Cel puțin o parte s-au dus pe vacanțe în locații exotice, hoteluri foarte scumpe, iar chiria în capitală l-a costat cât un apartament nou. Bani pe care i-a încasat proprietarul, nimeni altul decât celebrul fotbalist Cristi Chivu. Dosarul procurorilor DNA a fost construit în ultimele aproape 3 luni cu ajutorul denunțătorului. Este vorba despre Ionel Pirpiliu, fratele fostului deputat PDL Ștefan Pirpiliu. Acesta a pus la dispoziția anchetatorilor chiar înregistrări și documente. A urmat apoi o serie de interceptări, supravegheri video, foto și audio și urmărire prin mijloace tehnice, atât în cazul lui Pirpiliu, cât și al cumnatului liderului PNL Adrian Daniel Lambrea. În declarațiile de la DNA, Pirpiliu ar fi spus că propunerea de cumpărare a firmei Bertoni la prețul de 47.500.000 de lei i-ar fi fost înaintată de Iulian Dumitrescu, președintele CJ Prahova. Propunere pe care el nu a putut să o refuze, date fiind, pe de o parte, funcția și rolul decident ale lui Iulian Dumitrescu pe linia procedurilor de achiziție derulate de Consiliul Județean Prahova, iar pe de altă parte, intenția lui Pirpiliu de a depune oferte în cadrul acestor proceduri. Bă, nene, nu avea mă treabă, dar eu ca să plătesc firma asta, trebuie să lucrez. Pe partea elaltă, eu vreau să lămuresc cu Iulie, cei de lămurit. Îl sun tu să mă văd cu el? Îl sun eu? Nu, fratele meu, păi nu. Eu am o relație de familie cu el și nu pot să mă bag eu în lucrurile, treburile lui. Și nici nu-mi permit să fac lucrul ăsta. Tu foarte bine îl cunoști. Sună-l și te vezi cu el că e cel mai bine și... Procurorii DNA au un dosar mai multe înregistrări în care Ionel Pirpiliu și cumnatul lui Iulian Dumitrescu, Adrian Daniel Lambrea, discută despre bani și tranzacții. Eu am venit ca să discutăm treaba noastră cu bănuții. De ce? Na. De lovele, da. Păi... Da, ți-l aduce, ți-l dau copie ca să nu stă Gabi Stan aici. Așa și na. Bun, că de bani... Știi bine că ți-am dat firma cu angajați, cu daia, cu utilaje, cu contracte. Da. 16 milioane de lei ar fi ajuns la familia lui Iulian Dumitrescu din tranzacția discutată inițial. Procurorii spun că această sumă a creditat conturile sorei și cumnatului lui Iulian Dumitrescu și mai apoi au fost transferate către Iulian Dumitrescu sau au fost folosite în beneficiul acestuia ori a familiei acestuia. Sume substanțiale au fost plătite lui Cristi Chivu, fostul capitan al echipei naționale de fotbal a României și soției acestuia. Vorbim de aproximativ 50.000 de euro și încă 24.000 de euro pentru închirierea unui apartament opulent de 800 de metri pătrați situat în complexul Stejarii. Tot cu banii respective au fost plătite cursuri de tenis pentru fiul lui Iulian Dumitrescu, ținute de Victor Ioniță, fost jucător de tenis și fost antrenor al Simonei Halep. 60.000 de euro s-au dus aici. Tot pentru fiul său a fost plătită și taxa de la liceu. În plus, se presupune că Dumitrescu a cheltuit suma impresionantă de 2.975.500 de lei pe vacanțe și vouchere de lux în decurs de un an și jumătate. Acesta a avut călătorii în Maldive, în Dubai, în Paris sau în Monaco, și au fost achitate din banii despre care procurorii spun că au fost primiți ca șpagă.